Emil Marian, care este surprins, primarul Simeriei Iulius Bedea, în timp ce trăgea violent de biroul unui angajat și îi adresa injurii, a făcut rapid în conjurul rețelelor de socializare, ajungând și în fața liderilor PSD din județ. Drept urmare, astăzi s-a reunit și biroul județean politic al PSD, urmând să fie luat o decizie vis-a-vis de comportamentul total inadecvat a primarului în repetate rânduri. Edilul, președintele organizației PSD Simeria, ar putea fi exclus din partid pentru gesturile incalificabile ori suspendat. În ședința biroului permanent județean al PSD Hunedoara se va lua astăzi o decizie cu privire la Iulius Bedea, membru al acestui partid. Acțiunile sale repetate și blamate de către unii dintre angajații primăriei Simeria, inclusiv de către consilieri locali, ar putea să îl coste de data aceasta pe edil. Am convocat biroul executiv. Mie nu-mi scapă amănuntele acestea, mai ales că am fost primar și știu ce înseamnă acest lucru. Suntem 29 de oameni și fiecare își spune părerea, iar apoi vom lua o decizie, a declarat Laurențiu Nistor, președintele PSD Hunedoara, pentru publicația Informația Hunedoara, referindu-se și la o posibilă sancțiune politică ce ar putea fi luată în urma scenelor incredibile din primăria Simeria. La rândul său și prefectul județului Hunedoara explică cei drept doar pe rețelele de socializare că vedem o scenă care, din păcate, nu este desprinsă dintr-un film, ci tocmai dintr-un birou din cadrul primăriei orașului Simeria. În calitate de prefect al județului, fac un apel public către domnul Iulius Bedea să înceteze războiul pe care îl poartă cu angajații primăriei. Acest comportament nu trebuie tolerat, mai ales când vine din partea unui conducător de instituție, primul om al unui oraș, a transmis prefectul județului Hunedoara. Și actorul principal al acestei filmări, primarul Simeriei, a reacționat pe Facebook. Domnule prefect, nu mai protejați leneșii și indisciplinații. Încetați cu presiunile la adresa angajaților care își fac treaba în primăria Simeria. Eram convins că prefectul va face public această filmare pentru că știu cum le funcționează gașca. Dacă dumneavoastră credeți că atât acest angajat cât și dumneavoastră mă puteți intimida prin atitudine, vă înșelați. Am văzut că în timpul discuției pe care o aveam cu acel angajat eram filmat și chiar mi-am dorit ca un astfel de angajat problemă să fie văzut de toată lumea, a transmis primarul Simeriei.